Țara noastră a găzduit la începutul acestei săptămâni forumul anual al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente cu titlul Hrană și Incluziune Socială. Gazda evenimentului a fost Federația Băncilor pentru Alimente din România, cu sprijinul Senatului României, care a pus la dispoziție spațiul și logistica necesare transmiterii evenimentului prin videoconferință. Doamnelor și domnilor, avem onoarea astăzi ca actorii implicați în partea de risipa alimentară să se afle la aceeași masă. Și vreau să mulțumesc aici, de la acest microfon, lui Iesescu și întregii echipe de la Banca de Alimente din România pentru rolul lor extraordinar în diminuarea risipei alimentare în România. Vă mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi aici și sunteți interesați de problematica risipei alimentare și de munca de a deduce această risipă. Mulțumim domnului Florin Alexe, care ne găzduiește, mulțumim FEBA că a ales România să își desfășoare acest forum. Forumul acesta anual este oportunitatea principală de a putea să ne întâlnim, să vorbim despre ajutorul și despre incluziunea pe care o putem oferi. Vom discuta despre cele mai importante aspecte, dar vom vorbi și despre modificările legislative recente. Alături de Banca pentru Alimente din România, au mai luat cuvântul, atât prin videoconferință, cât și prin prezența fizică, reprezentanți din retail sau din partea beneficiarilor și mai multe bănci, printre care Banca din Franța, Republica Cehă, Letonia, Grecia sau Republica Moldova, argumentul central fiind concentrat pe criza alimentară provocată de războiul din Ucraina. Tot cu această ocazie, oaspeții europeni au dorit să viziteze și câteva realități în care sunt distribuite alimente colectate atât din donații pe plan național, cât și pe plan internațional, România reprezentând în acest context un punct strategic pentru partenerii europeni. Pe data de 15 noiembrie, la începutul postului Crăciunului și de ziua Sfântului Paisie de la Neamț, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din județul Galați, parohia Pechea 1, a primit binecuvântarea ierarhică pentru a-l avea ca ocrotitor și pe Sfântul Paisie. Cu acest prilej au fost sfințite pictura bisericii și sediul administrativ al protoieriei Covurlui, edificat în ultimii ani în apropierea acesteia. Această biserică are o legătură deosebită cu Sfântul Paisie, deoarece e biserica boierilor Morujii, care a avut un rol foarte important pentru a înlesni venirea Sfântului Paisie cu monahii în Moldova la mănăstirea Dragomirna. Din cauza aceasta, a treia bucurie a fost sfințirea picturii și oferirea celui de-al doilea hram, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, și deodată cu aceasta sfințirea noului sediu al protoieriei, deoarece și biserica, ctitorie princiară, frumos restaurată și pictată, și noua protoierie sunt, într-un fel, centre patronate acum de Sfântul Paisie, pentru că rugăciunea de la altar va ajuta foarte mult pe Părintele Protoiereu și preoții frumoasei zone din Câmpia Covurluiului să se unească mai mult în rugăciune, în deprinderea dreptei credințe pentru mărturisirea ei în mijlocul unui popor foarte evlavios, care acum 33 de ani avea o singură biserică. Acum, în Pechea, sunt 5 biserici. În perioada 14-15 noiembrie, la Palatul Patriarhiei, s-a desfășurat cea de-a noua ediție a Conferinței Naționale a Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. Tema din acest an a fost Lumina Isihastă în Arta Bisericească, Slava lui Hristos pe Muntele Tabor și Aureola Sfinților. Evenimentul a reunit pictori bisericești, restauratori, sculptori și alți specialiști în domeniul artei sacre. În cuvântul de deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre vederea profetică a iconografiei ortodoxe. Lumina Taborului prefigurează anticipat slava învierii și a înălțării Domnului la cer, dar în chip profetic și slava celei de-a doua venire a lui Hristos la sfârșitul veacurilor. Așa după cum ne spune Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 31, că Hristos va veni cu putere și cu slavă multă.
Slava aceasta este bucuria și mângâierea sfinților în împărăția cerurilor. Slava necreată a lui Hristos, arătată ucenicilor săi, este tainic prezentă în harul Sfântului Botez, aduce în sufletul creștinului renăscut din apă și din Duh Sfânt bucurie, mângâiere și pace. În cadrul conferinței a fost lansat volumul intitulat Norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc. Sfântul Ioan Gură de Aur este ocrotitorul paraclisului Catedralei Naționale. La sărbătoarea hramului din acest an, credincioșii s-au bucurat de prezența preasfințitului Ieronim, episcopul Daciei Felix, care a săvârșit liturghia arhierească. S-a pogorât pe pământ și a luat firea noastră și a făcut din firea sa umană, cum spune Sfântul pe care îl sărbătorim astăzi, Sfântul Ioan Gură de Aur. A făcut din firea omenească un templu al sălășluirii dumnezeirii sale. El este acela care, iată, îl îngrijește pe cel căzut între tâlhari. Cel căzut între tâlhari fiind omul, orice om, omul în sine, care a căzut în păcatul strămoșesc și urmând plecării sale spre cele rele, în multe alte păcate. Pe tot parcursul zilei, credincioșii s-au putut închina la racla cu părticele din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, care a fost așezată într-un baldachin special amenajat. Biserica Sfântul Grigorie Palama din campusul Universității Politehnica și-a sărbătorit luni 14 noiembrie hramul. Lăcașul de cult a fost ridicat în perioada 1990-1995 de către Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România cu sprijinul unor sponsori. Liturghia de hram a fost oficiată de către Preasfinția sa Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care a rostit un cuvânt de învățătură despre viața și activitatea Sfântului Grigorie Palama. A fost ales un hram foarte potrivit locului acestuia, hramul Sfântului Grigorie Palama, teologul unei mișcări duhovnicești de mare anvergură, și anume teologul isihasmului sau al rugăciunii neîncetate, teologul luminii necreate a taborului. La finalul slujbei, părintele paroh Marian Mihai a oferit câte o icoană preasfințitului episcop Varlam, inginerului Petre Badea, unul dintre ctitorii lăcașului, și prorectorului Universității Politehnica, profesor doctor inginer Valentin Navrapescu. Momentul a fost urmat de binecuvântarea lucrărilor noului așezământ social al parohiei de către Vladica Varlam. În fiecare an, la data de 15 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Paisie de la Neamț. Personalitatea monahismului ortodox din secolul al XVIII-lea, înnoitor al vieții duhovnicești din mănăstirile din Moldova, Paisie Velicicovski a fost iscusit traducător al scrierilor Sfinților Părinți, isihast și practicant al rugăciunii lui Iisus. În contextul împlinirii a 300 de ani de la nașterea sa, Arhiepiscopia Iașilor, prin sectorul cultural și comunicații media, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae și Mănăstirea Neamț, au organizat în perioada 13-16 noiembrie Simpozionul Internațional Moștenirea Spirituală și Culturală a Sfântului Paisie de la Neamț, 300 de ani de la naștere. În deschiderea evenimentului, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit mesajul transmis de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Ortodoxi de diferite neamuri, adunați la oaltă de iubirea lui Hristos și puterea Sfântului Duh în jurul Sfântului Cuvios Paisie, au reînnoit împreună tradiția isihastă ortodoxă în mănăstirile din Muntele Athos, țările române și Rusia, într-o vreme de secularizare a societății prin curentul iluminist care s-a extins în toată Europa. Isihasmul creștin ortodox al secolului al XVIII-lea, cultivat de obștea paisiană, reprezenta în secolul raționalist al lui Voltaire o distinție și o demarcare semnificativă.
între rațiunea umană însingurată sau autosuficientă a culturii iluministe occidentale și rațiunea rugătoare în comuniune divină-umană a spiritualității răsăritene. Desfășurat la Iași și la Mănăstirea Neamț, evenimentul academic a cuprins mai multe sesiuni simultane de comunicări organizate pe grupuri tematice. La eveniment au participat ierarhi, academicieni, profesori, universitari, preoți și monahi interesați de personalitatea și moștenirea culturală pe care Sfântul Paisie a lăsat-o Bisericii Ortodoxe și patrimoniului universal. Toate lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum la editura Doxologia. Pe 15 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Paisie, participanții la simpozion s-au reunit în rugăciune la Mănăstirea Neamț împreună cu mulțimea de credincioși. Liturghia de hram a fost oficiată de un sobor de 6 ierarhi, în frunte cu înalt preasfințitul părinte Mitropolit Teofan. Conștiința liturgică a bisericii îl numește pe Sfântul Paisie, sfeșnic al luminii, vas al rugăciunii, izvor al virtuții, cel care a ajuns prin darul lui Dumnezeu la cunoașterea adevărată și dumnezeiască. Cântările bisericii îl arată pe el că a împlinit voia lui Dumnezeu și a transformat în rai pământul Moldovei. Pentru activitatea deosebită, părintele stareț Benedict Sauciuc a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Maica Domnului Rugătoarea. La finalul slujbei, ierarhii au binecuvântat muzeul organizat de Mănăstirea Neamț în cinstea Sfântului Paisie.